Este o carte de vizită a satului natal. Se bucură de aprecierea și aplauzele spectatorilor în cadrul numeroaselor evenimente culturale organizate în țara noastră. Vorbim despre formația folclorică model La Vatra Doinelor din Grozești, raionul Nisporeni, ce reunește doamne în etate pasionate de cântec și de tradițiile neamului. Imnul satului Grozești, compus de Iulia Tofan, conducătorul artistic al ansamblului La Vatra Doinelor, răsună des în concertele susținute de acest colectiv artistic. Formația cu denumirea La Vatra Doinelor din 77, îl conduc eu, după absolvirea școlii de luminare culturală, a dirijat coral, eu m-am absolvit și Institutul de Arte. Membrele formației sunt pensionare îndrăgostite de cântec. Suntem toare vechi în ansamblu, avem 40 de ani de când cântăm. Avem plăcere să ne întâlnim, lăsăm tot acasă. Ce vă este așa? E că ne-am deprins așa. Învățăm cântece vechi, ne amintim care le cântau părinții noștri. Și părinții noștri tot cântau pe la lăsat de sâc, pe la întâlniri de aici, cum era înainte. Eu am cântat mai înainte, urmă o perioadă n-am cântat și acum din nou. Toate vireșoarele aici suntem rude, din dinastia Dobzeu aproape toate. Un repertoriu bogat. Da, și romanță, și cântece, și mai liniși, populare. Din sat majoritatea, pentru că de la mama mea era o foarte bună folclorist și era așezătoare și de acolo tot repertoriul din sat. Eu s-o leacă mai nouă în ansamblu, da. Și venim cu plăcere, ne întâlnim, cântăm și populare și patrioti. Și... Hai să întindem vora mare, mai pe aici, mai pe volea. Ansamblul folcloric La Vatra Doinelor activează de peste 40 de ani.